Am revenit în direct, Ovidiu Laicu, director executiv al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit! Sărut, mâine, bună seara dumneavoastră, bună seara distinșilor telespectatori ai postului TLM. Sunt chiar directorul general al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri. Executiv am fost, mă mai între timp m-au promovat. Data trecută v-am numit director și ați spus director executiv, deci s-a mai întâmplat câte ceva de atunci până acum. M-a invitat prea rar. O lună trecută, o lună jumătate. Felicitări. Bun. Mulțumesc. V-am invitat de această dată să vorbim despre lucrările de infrastructură. Mai exact, acum vorbim despre întreținerea periodică a drumurilor. Da. După cum vedeți, în această perioadă apar tot felul de imperfecțiuni la sistemul rutier, acolo unde ele nu au fost, bineînțeles, pregătite pentru iarnă. Dacă vedeți dumneavoastră, noi la drumuri naționale avem din ce în ce mai puține gropi, nu spun că nu avem, avem mai puține pentru că în ultima perioadă din 2014 până acum, pe rețeaua de 3275 de kilometri pe care noi o administrăm, am făcut peste 2000 de kilometri de covoare asfaltice, tratamente bituminoase, șlamuri, adică am etanșeizat practic structura rutieră. Deci, unde apar aceste degradări? Deci, pe majoritatea drumurilor, asfaltul este vechi, este îmbătrânit. Problema este acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț. Pământul pe care este construit patul drumului, pe el se formează, datorită infiltrațiilor de apă, datorită înghețului, se formează lentile de gheață care, odată cu înghețul, își măresc volumul. Aceasta, combinat și cu traficul greu, înseamnă, practic, distrugerea acestei structuri rutiere. Pentru ca înghețul să nu se producă la acest pământ, sub structura rutieră, el ar trebui să fie dimensionat, să fie verificat la îngheț-dezgheț și să aibă undeva la 80 de centimetri, adică vreo 30 de centimetri să fie de balast. Balastul ăsta este ca o plapumă, să spun. El are rol anti-îngheț și anticapilar, adică nu dă voie la apă să vină cumva sus și nu dă voie să înghețe pământul, apoi vine piatra spartă, apoi vin straturile de asfalt. Și în total fac cam 80 de centimetri. Credeți dumneavoastră că se respectă aceste standarde în construcții? Nu. La drumuri naționale se respectă pentru că avem într-adevăr trafic greu. Dar în celelalte drumuri, în special la municipiu, în special pe străzile laterale, deși traficul a crescut, structurile rutiere sunt undeva la 40, maxim, orum 40 de centimetri. Păi după o iarnă de asta, cu atâtea cicluri, peste 100 de cicluri de îngheț-dezgheț, vă dați seama că apar aceste degradări. Mai mult de atât, dacă ele ar fi pregătite iarna, aceste fisuri, adică să fie colmatate, să fie badijonate, nu ar mai permite intrarea apei prin ele să ducă în pământ, pământul să devină geliv, să intre în balast, să infesteze balastul sau să înghețe acele fisuri care sunt și odată cu gheața ele să se lărgească, devenind crăpături și apoi chiar cratere. Din cauza aceasta trebuie făcute efectiv tot felul de intervenții pregătitoare pentru iarnă. Și pentru că eu primesc foarte multe reclamații, probabil telespectatorii nu știu, în special din Iași, dar și din alte părți, cum că sunt foarte multe gropi și au dreptate, pentru că cartierele sunt pline de gropi. Eu am lucrat foarte mulți ani și în primăria Iași, peste 10 ani. Deci, acolo vă spun foarte clar, în această primărie păstorită de domnul Chirica de peste 15 ani în diferite funcții, de la inginer simplu la tehnic, până director tehnic, viceprimar, primar, deci acolo nu există niciun fel de noțiune de întreținere curentă, nu mai vorbesc de întreținere periodică. Întreținerea curentă înseamnă acele colmatări, pregătirea pentru iarnă, acele badijonări, iar întreținerea periodică înseamnă covoare asfaltice, șlamuri, tratamente bituminoase. Păi, dacă domnul Gheorghe Nichita a reușit să modernizeze marile bulevarde, Dacia, Alexandru cel Bun, Nicolina Cug, Tătăraș, Copou, Independenții, absolut toate bulevardele, păi bine, ăstea nu poate să țină la infinit. Ăstea, într-o anumită perioadă, încep să se degradeze și ele trebuie să întreținute. Noțiunea asta nu este, pur și simplu, nu se face la primăria municipiului. Spun ca să știe și telespectatorii ce se întâmplă.
Deci structura, la, cum vă spuneam mai înainte, la, a drumurilor, a străzilor din municipiu Iași este undeva la 40 de centimetri. Este format dintr-o stradă de piatră, de piatră spartă, dacă este pus, dar de obicei este balast și peste balast se vine cu asfalt. Balastul ăla deja este infestat și este clar că apare imperfecțiune. Mai sunt străzi făcute în anii 70-80 care tot la fel au vreo 10 cm de balast, peste ele sunt puse dale de beton, astea sunt pe la Cug, pe la Clincea, strada Clincea, pe Tudor Neculai, prin străzile de prin Dacia, Alexandru. Și apoi peste dările astea, au venit un strat, unul, două straturi de mixtură, vreo 6 cm de binder, vreo 4 cm de uzură, dacă erau puse. Ei, ele în timp, dările s-au fisurat, a intrat apă, balastul s-a infestat și a ajuns la aceste mari probleme pe care noi le avem... Domnule director, în această perioadă se fac anumite lucrări de întreținere sau nu e momentul acum? Nu. Bineînțeles că noi facem anumite lucrări de întreținere, întreținem ceea ce avem. Dar vă spun, avem foarte puține găuri, avem mixtură stocabilă, deci avem acum vreo 200 de tone mixtură stocabilă, mai vin probabil zilele astea încă vreo 400 de tone dintr-un contract pe care, plus că mai producem și noi mixtură stocabilă. Intervenim pe absolut toate județele, iar dacă vreți la Iași, intervenim acum pe DN28 Târgu Frumos Iași, pe 28B între Târgu Frumos și Hârlău, deci acolo unde noi nu am reușit încă să facem covoare. Vor urma să facem covoare, dar când vremea o să ne permită, de la Castelul de Apă, de la Roman aproape, până la metro, vom face tot covoare, iar cel la 28B, spre Hârlău, Târgu Frumos Hârlău, până la Botoșani, este prins la modernizare și cu siguranță până în august să avem constructor, astfel încât să putem intra la lucrări. Când spuneți când vremea va permite, ne referim la luna aprilie sau mai devreme. Da, atunci putea intra cu mixtură caldă. Dar noi mai avem un lucru pe care cred că ați observat, că a fost și televiziunea dumneavoastră și a filmat, pe pasajul Socola, deci chiar dacă nu, el face parte din corpul DN24, dar în municipiu, în toate municipiile, numai la Iași, dacă Iași mai este municipiu, dacă nu a devenit cumva oraș sau ferească Dumnezeu chiar târg. Aceste lucrări sunt administrate de municipalitate, poate știe și domnul Chirica. Dar din respect față de Ieșeni, pentru că face parte din corpul nostru de drum, am intrat și noi acolo cu un utilaj performant, cu infraroșu. Asta, deci un utilaj cu infraroșu pe care îl aveți în dotare. Pe care îl avem în dotare, am și eu și m-au și alte regionale din țară. El se pretează foarte bine pe aceste lucrări de artă, în sensul că noi prin noiembrie turnăm vreo 20-30 de tone de asfalt, le cubăm, să spun așa, le tăiem, astfel încât când este acest sezon cu temperaturi negative, minus 10, minus 15 grade, venim cu o tonă, două tone de astfel de cuburi de mixtură, le băgăm în buncărul utilajului respectiv. Buncărul respectiv le topește undeva la 160-170 de grade, mai punem și un generator ca să le poată întineri, sau mai adăugăm și niște material de freză, iar apoi, noutatea este că încalăm utilajul pe groapa respectivă și încălzim groapa respectivă, deci stratul suport undeva la 140 de grade, 120-140 de grade. Groapa încălzită la 120 de grade, 140 de grade și apoi cu mixtura asta la 170 de grade este mai bine ca vara. Față de ceea ce... Eu de asta am intervenit cu utilajul acolo, că am văzut pe foștii mei colegi la Citadin, interveneau săracii cu mixtură stocabilă, deci stratul suport negativ rece, vii și cu mixtura aia rece, păi ce să țin acolo? În condițiile în care și podul trepidează, la doua zi erau săriți de acolo, erau craterele și mai mari. Și în plus de asta, încă o problemă pe care o semnalez aici, este faptul că semnalizarea în Iași este sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Păi, podurile astea sunt făcute, pasajul ăsta, Socola, și celelalte pasaje în Iași, sunt făcute, domnul Chirica, pentru rulaj, nu pentru staționare pe el. Datorită faptului că semafoarele dumneavoastră nu funcționează, stau camioanele pe staționează pe pasaj și când pleacă începe să-mi arunce asfaltul, să-mi vibreze și să repuleze asfaltul la grindă. Probabil dumnealui încă nu a învățat treburile astea, că el nu are specialitatea în drumuri, el este geolog, știe să pricepe la făcut gropi. Ceea ce nu este normal să staționeze acele mașini pe acel pasaj. Păi nu este normal. Nu sunt proiectate pentru așa ceva.
Aș vrea să mai povestiți un pic despre acest utilaj cu infraroșu. Este folosit în special iarna sau doar iarna, doar în perioada rece? Da, la temperaturile negative, minus 10, minus 15 grade și lucrăm cu el ca vara, adică în condiții climatice de vară. Deci adică în această... stratul sub, că aici este marea problemă. Stratul suport trebuie să fie cald, fierbinte. Și eu dacă îl duc la 120-140 de grade, vă dați seama, și cu mixtura aia de la 160-170, deci îmi creează condiții favorabile pentru un acroșaj foarte bun, astfel încât să nu mai sară. Dar pe pasajul ăsta vă spun că sunt și alte inconveniente. Traficul ăsta, vibrațiile. Acest pasaj ar trebui în cea mai mare urgență să facă tot posibilul domnul Chirică și să-l bage în RECA, în reparații. Să înțeleg că acest utilaj cu infraroșu este baza la tot ce se întâmplă în această perioadă, la toate lucrările din această perioadă. Da, deci, deci este utilajul cel mai important. Cel mai important este, este un utilaj performant, de ultimă generație, și îl recomand pentru, în special pentru lucrările de artă, dar nu numai, pentru că el are o anumită arie de productivitate, să spun așa. Se poate face foarte ușor, se face și, cum să vă spun, dacă se lucrează, nu știu, dacă ai două, trei utilaje de genul ăsta, îți rezolvi toate problemele în oraș. Încă nu a fost aprobat bugetul de stat, dar anul trecut aș vrea să vă întreb ce sumă ați primit și la ce sumă vă așteptați anul acesta? De cât bani ați avea nevoie ca să vă duceți proiectele la capăt? Eu anul trecut am avut o sumă record în buget și mulțumesc domnului ministru Lucian Șova pentru că a ajutat în special foarte mult infrastructura regională Iași. Am avut 209 milioane în condițiile care aveam maximorum 140-150 de milioane. Am reușit, culmea, nu numai să cheltuiam, am făcut 215 milioane realizări, deci 100 și ceva la sută. Anul ăsta, tot ce am eu cu și calamități și toate lucrările pe care le-am, am făcut un calcul și am solicitat undeva o sumă istorică, record, că îmi propun o ștachetă foarte sus, în jur de 729 de milioane. Acum, să vedem, să sperăm că primim cât mai sus de această cifră. Vreau să vă spun că următoarea regională după RDP Iași a fost regionala București, care a avut alocat 130 de milioane și a cheltuit în jur de 105 milioane. Eu la alte nu mai vorbesc că sub 100 de milioane. Deci, la noi, la Iași, ștacheta este foarte sus și pretențiile sunt foarte mari și rețeaua este foarte mare și eu cred că se văd lucruri foarte bune pe drumurile naționale. Pentru acest an, care sunt proiectele prioritare? Deci, noi avem mai multe, avem pe, în ceea ce privesc lucrările de întreținere, pe care v-am spus bugetul așa, mai înainte, așa. Avem de făcut lucrări. Dacă ar fi pe județul Iași, vă spun, acel covor pe care vrem să-l facem de la Castelul de Apă, de la intersecția cu DN2 până la metro, restul sunt drumuri care sunt asfaltate. Mai intrăm pe DN29A dintre Târgu Frumos și Pașcani cu niște reparate pe suprafețe întinse, pentru că acolo avem un covor de vreo 4-5 ani și noi nu stăm ca domnul Chirica, că și-a făcut țara cu covor treaba 4 ani de zile. Intrăm și mai remediem de aici colo. Adică, dar facem reparații pe suprafețe întinse. Nu stăm așa să ne mai facem încă o modernizare. Pentru că sunt bani care îi cheltuie contribuabil. Și o să mai intrăm și pe DN28B spre Hârlău, dar mai puțin pentru că acolo, repet, este un proiect care va intra în modernizare. Restul celelalte, spre Răducădeni este făcut până la Albița, tot drumul, nu s-a mai făcut acolo lucrări de 50-60 de ani. Spre Vânători, Șanta Mare, adică Bivolari, Șanta Mare, este făcut integral. Deci DN24 până la Crasna este făcut, modernizat tot. Deci, practic, acest drum ne mai rămâne, DN28, de la Târgu, de la Castelul de Apă până la metro și să sperăm că ne ajută și Dumnezeu și vom reuși să îl facem, să-l finalizăm până în luna august, să-l finalizăm acest covor. Domnule director general, încă câteva minute mai avem până la sfârșitul jurnalului. Aș vrea să vă întreb și despre autostrada 8. Ce noutăți mai sunt? Da, deci autostrada A8, chiar dacă nu aparține Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Iași, totuși Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași este parte integrată din compania de drumuri. Eu am venit încă de săptămâna trecută și am explicat că sunt bani alocați în buget, opoziția, mă rog, este o opoziție și anumite asociații care se spun că luptă pentru autostradă, de parcă ei acum
ar veni din spuma mării și doar ei se luptă pentru ea și pentru Ieșeni și pentru autostradă, nu ne luptăm toți, nu toți ne dorim această autostradă. Deci eu am venit cu două documente pe care le arăt și dumneavoastră, le arăt și la telespectatori, în care unul este fișa de proiect prin care se explică foarte clar etapele de implementare și termenele de implementare și a doua este adresa pe care Ministerul Transporturilor, sub semnătura doamnei ministru Rovana Plumb, care este ministrul interimar la transporturi, a alocat aceste două sume, 9 milioane credite bugetare, 9,3 milioane credite bugetare pentru, este podul de la Ungheni și 37,3 milioane credite bugetare pentru studiul de fezabilitate, pe care vi l-am arătat mai înainte, completarea studiului de fezabilitate, autostrada Târgu Mureș, Târgu Neamț. Ei, acum, cei de la asociații și opoziția au spus că nu sunt alocați bani. Deci s-a demonstrat și domnul președinte Marcel Popa a venit, le-am explicat, le mulțumesc și senatorilor PSD de Iași, pentru care s-au bătut și ei pentru această alocare, dar acum au găsit alt motiv cei de la asociații și cei din opoziție, că nu sunt alocați bani pentru Ungheni Pașcani. În primul rând, Ungheni Iași Pașcani este la, nu mai este la Ministerul Transporturilor, la Compania de Drumuri, este la PPP, ceea ce dumnealor știau, este la PPP pentru ca să identifice o sursă de finanțare și să identifice un alt traseu cumva mai ieftin, pentru că aici sunt foarte multe pasaje și foarte multe lucrări de artă care măresc foarte mult prețul. Deci ei știau că acest lucru este, că acest tronson este la PPP. Nu au făcut atunci, s-au dus la domnul președinte Iohannis în decembrie când s-au promulgat legea, au băut șampanie acolo, nu știu ce gust a avut șampanie. Dar nu i-a spus domnul Iohannis, domnule, trece și ăsta la compania de drumuri, ca să putem face studiul de fezabilitate. Acum au găsit o altă chichită, spun, domnule, că nu s-au alocat bani. Păi nu aveam, fraților, cum să alocăm bani, deocamdată așteptăm să ne vină de la PPP și apoi când o să ne-l dea PPP-ul cu modificările făcute, vom face exact ca la acest tronson, cu etapele de implementare și termeni. Ca să fim foarte bineînțeles și să vă citesc termene la Târgu Mureș, Târgu Neamț, deci până în mai 2019 este deschiderea ofertelor, mă refer la completarea studiului de fezabilitate, între mai și septembrie 2019 va fi desemnarea câștigătorului, adică se vor analiza toate ofertele și în septembrie 2019 vom desemna câștigătorul, stăm atunci 5 zile ca să vedem dacă nu se pun contestații și dacă nu se depun contestații, în septembrie 2019 vom semna contractul și pentru că aceste credite de angajament nu sunt niște promisiuni, sunt niște angajări ferme ale guvernului. Deci, ne vor da bani ca să dăm ordinul de începere pentru acest studiu de fezabilitate care are perioada de implementare septembrie 2019, martie 2021. Deci dumneavoastră ați venit cu dovezi cum că există dovezi foarte clare și vi le arăt aici, le arăt la telespectat. Bineînțeles, sunt bani. Deci nu știu cine au stârnit, cine are interesul să stârnească o asemenea isterie. Bun, vă mulțumim mult pentru aceste informații, domnule director. Vă mulțumesc și eu pentru și vă mai așteptăm și în altă ediție. Cu multă dragoste. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită, să aveți și vizionare plăcută în continuare. Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de NISA.